Adina Risipitu vă prezintă știrile Mondo TV. Bună ziua și bun găsit la știri! A început distribuirea produselor alimentare venite de la Uniunea Europeană. Bazinul didactic de not de la Petrila este aproape gata, iar restaurantul Spartan și-a desemnat astăzi câștigătorul. Pe larg despre toate acestea, dar și alte informații imediat. Conducerea Consiliului Județean Hunedoara continuă verificările asupra modului în care fostul manager al Teatrului Dramatic Ion de Sârbu din Petroșeni și-a îndeplinit mandatul. Ion Bădin spune că în urma auditului au fost descoperite mai multe nereguli în ce privește contractele de muncă ale angajaților. Am pornit totul de la acel contract al domnului Dimitriu, care avea un contract pe durată determinată de 36 de luni, care expira anul trecut în luna noiembrie, și pe care domnul Rădescu, eludând legislația în vigoare, l-a transformat din durată determinată în durată nedeterminată, nerespectând legislația în vigoare. Mai mult, vine domnul Rădescu și se acuză singur printr-o postare care o face și spune: domnule, eu am mai încheiat în perioadă, tot atunci am mai transformat în total șapte posturi din durată determinată în durată nedeterminată. Se acuză singur. După cum bine știți, teatrele se conduc după o lege specială care o au. Este vorba de ordonanța de urgență numărul 21 din 2007. Este legea specială după care se conduc și vine și codul muncii. La articolul 13, care l-am citit și atunci și vi-l reamintesc că poate dacă nu aveți ordonanța 21, intrați în posesia ei sau poate o citiți cu mai multă atenție, spune foarte clar. La articolul 13, aliniatul 1, pentru personalul instituțiilor de spectacole sau concerte, contractul individual de muncă se încheie pe perioadă nedeterminată sau pe durată determinată, inclusiv pe stagiuni, ori pe producție artistică, etc., etc. La aliniatul 2 spune clar: încadrarea personalului din instituțiile de spectacole sau concerte potrivit aliniatului 1 se face pe bază de concurs ori examen organizat în condițiile legii. Iar la aliniatul 3 le dă o clauză specială în care spune că în cazul contractelor individuale de muncă încheiate pe durată determinată, angajarea se poate face și în mod direct prin acordul părților, deci să nu mai dai concurs sau examen. Bădin vorbește și despre neregulile legate de contractele de muncă. Numai puțin de 20 de contracte făcute în această perioadă în care trecerea s-a făcut fără concurs sau examen sub directa îndrumare a fostului manager Cosmin Rădescu. Dar, interesant, că în aceeași perioadă, când era dânsul manager, s-a ținut și concurs pentru ocuparea 6 posturi. Păi ce să înțelegem din treaba asta? Că unii dau concurs și examen și alții nu mai dau, adică, curios. Auditul care s-a deplasat aici, v-am spus, a descoperit 20 de astfel de contracte, 10 în anul 2017, 2 în anul 2018, 1 în 2019 și 7 în 2020, încheiate, așa cum v-am spus, eludând legislația în vigoare, respectiv ordonanța de urgență numărul 21 din 2007 și codul muncii. Vicepreședintele Consiliului Județean Ion Bădin a răspuns și acuzațiilor apărute în mediul online legate de angajarea fostului manager Nicoleta Bolcă la teatrul din Petroșani. Faptul că am angajat două actrițe, da, de la Oradea și pe Nicoleta Bolcă este de bun augur. Le-am angajat legal pe posturi existente și pe organigramă care este funcționabilă. Și vă spun încă o dată, acea organigramă a fost aprobată în luna iunie de Consiliul Județean, prin care am redus numărul de funcții de conducere de la 8 la 6, că erau prea mulți directori, se călcau pe picioare pe acolo. Și am transformat postul fostei directoare economice în post de actor gradul 1 cu studii superioare și am desințat postul de director general adjunct. I s-a dat preavize de către domnul Rădescu, care revenise în funcție la ambele persoane, 45 de zile. Postul acela de
actor, gradul 2 cu studii medii, care îl propusese domnului Dimitriu, care are studii juridice și a terminat un liceu de profil mecanic, l-am desințat și l-am, pentru că nu mai exista așa ceva în țară, a existat cândva, și l-am transformat în actor, actor 1, gradul, da, actor cu studii superioare, gradul 2, parcă. E nevoie de actori în teatru. Eu sper că prin aducerea, încă o dată vă spun, revenirea pe post de actriță, de actor, al domnișoarei Nicoleta Bolcă, va fi un câștig real pentru teatru și pentru spectatorii din Valea Junii. Bădin mai spune că forul județean va face plângere penală contra fostului manager al teatrului din Petroșani, Cosmin Rădescu. În zilele următoare va fi depusă plângere penală împotriva acestor abuzuri săvârșite în cadrul teatrului și persoanele care sunt răspunzătoare de ceea ce s-a întâmplat să fie cercetate și să se ia măsurile de către instanțe care trebuie. Deci se va depune plângere penală în următor, cred că până cel târziu săptămâna viitoare va fi depusă plângerea penală. La Petroșani a început de astăzi distribuirea produselor alimentare venite de la Uniunea Europeană pentru persoanele dezavantajate. Beneficiarii le pot ridica de la sediul asistenței sociale din Petroșani pe baza actului de identitate. În această tranșă vor fi repartizate peste 1100 de pachete cu produse. Astăzi, 1 septembrie, la Petroșani a început distribuirea tranșei a treia de pachete cu produse alimentare. Este vorba de 1105 pachete recepționate la depozitul nostru în cadrul programului operațional Ajutorarea persoanelor dezavantajate. Beneficiarii acestui program sunt în prima etapă persoanele singure și familiile care beneficiază de ajutor social acordat în baza legii 416/2001 privind venitul minim garantat. Aici vorbim despre un număr de 360 de persoane beneficiare aflate în evidența noastră, apoi persoanele din familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza legii 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei. Este vorba de un număr de 370 de persoane aflate în evidența noastră. În cea de-a doua etapă, pachetele rămase în stoc, după distribuirea către beneficiarii primei etape, aici estimăm că vor rămâne un număr de 350 de pachete disponibile, vor fi distribuite persoanelor vulnerabile, care se află într-o situație critică de viață, sau persoanelor dependente, încadrate în grad de handicap grav sau accentuat, care se află într-o situație de vulnerabilitate. Beneficiarii noștri sunt așteptați de luni până joi la depozitul de la sediul Direcției de Asistență Socială, de luni până joi, mă repet, între orele 10 și 14, iar vineri între orele 10 și 12 cu buletinul sau cartea de identitate. Fiecare pachet conține câte 25 de kilograme de produse alimentare, printre care făină albă de grâu, mălai, paste făinoase, ulei, zahăr, orez, conserve de carne de vită și de porc, pateu, compot și gem de fructe. Bazinul didactic de not de la Petrila este aproape gata. Lucrările sunt terminate în proporție de 98%. În acest moment se lucrează la ultimele finisaje. Edilul petrilean speră ca odată cu începerea noului an școlar acesta să poată fi dat în folosință. Bazinul este în proporție de 98-99% finalizat. Cred că la partea de interior este aproape 100%. Din câte am înțeles, deja se lucrează la curățenie pe interior. Mai este în exterior partea de amenajare exterioară și eu cred că undeva, odată cu începerea anului școlar, o să putem să preluăm și bazinul de not de la CNI și să fie dat în funcție și, bineînțeles, petrileanii și copiii din orașul Petrila în special să se bucure. Cu siguranță în iarna asta vor înota în bazin.
Bazinul de not de la Petrila dispune de 5 culoare de not, de care vor beneficia aproximativ 4.000 de elevi din orașul Petrila. Bazinul se adresează în special uzului didactic, însă poate avea și utilitate publică în afara orarului școlar. Finanțatorul proiectului este Compania Națională de Investiții. Astăzi a fost extras marele câștigător al premiului restaurantului Spartan. Primii 300 de clienți ai restaurantului de tip fast food au primit taloane de înscriere la concurs, unde marele premiu a fost de 500 de euro. Pentru a nu exista suspiciuni, câștigătorul a fost extras de un client al restaurantului. Astăzi a sosit 1 septembrie, ziua cea mare a extragerii tombolei noastre de 500 de euro. Vom invita pe cineva din sală să nu participăm noi la extragere. O fetiță din această sală va extrage marele premiu de 500 de euro al clienților fideli care ne-au călcat pragul la Spartan. Vă mulțumim și vă așteptăm! De jos, de sus. Amestecăm așa. Și un bilețel va extrage domnișoara. Îl vom prezenta la cameră. Marele câștigător se numește Călimară Claudiu din Petroșani. Un reprezentant al restaurantelor Spartan i-a dat marea veste câștigătorului. Bună ziua, Radu Bârdăcel este numele meu și sunt reprezentantul restaurantelor Spartan. Ați participat la o tombolă în locația din Petroșani, Spartan? Da. În urma extragerii dumneavoastră sunteți fericitul câștigător al premiului de 500 de euro și vă invităm să veniți la locația noastră din Petroșani pentru a vă revendica premiul. Bun, în regulă, mulțumesc frumos. Și noi vă mulțumim și vă așteptăm. Restaurantul Spartan este amplasat pe centrul civic al municipiului Petroșani. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Rămâneți în continuare cu informațiile despre vreme. Să aveți o seară cât mai bună!